Am trăit 5 ani și poate cei mai frumoși ani alături de un bărbat. Pentru că am avut norocul să fie un om cu adevărat vertical. Că după un timp noi am evoluat diferit și ne-am dat seama că poate mai mult ne-am chinuit împreună și nu am reușit să construim atât cât construim separat fiecare pe drumul lui. Asta e cu totul altă poveste. Și poate o dovadă de maturitate, să ai puterea să vezi lucrurile așa. Și de educație. Și de cei 7 ani de acasă, în scurte cuvinte. Pe de altă parte, eu am căsătorit foarte tânără. M-am căsătorit la 18 ani cu un bărbat care avea cu 2 ani mai puțin decât am eu acum. Și poate că asta a contat. Poate că a fost o etapă din viața mea pe care am trăit-o foarte frumos datorită inocenței acelei vârste, dorinței de a construi cu ideea că nimic nu e imposibil. La 18 ani nimic nu e imposibil. Avem aripi, cu adevărat. Treci de o astfel de etapă, mergi mai departe și descoperi. Uimitor! Deși pleci mai departe fără speranță, cumva, dezamăgită, poate, de un eșec, nu-i așa? Descoperi că există de fiecare dată mai mult. În ceea ce mă privește, a existat mai mult. Am avut de învățat la următoarea relație, care e una de notorietate, întrucât ați fost cu toții în patul meu, da? Mai, eu nu mi-am amintesc acum. Am timp să mă uitam la de trei ori. Am timp să mă uitam la de trei ori pe mine. Dar n-am vrut, adică nici nu mi-am amintesc. Nu trebuie să ții cont de ce s-a întâmplat înainte de întâlnirea voastră. Tot ce a fost de înainte de tine, n-ai importanță. Da, n-ai importanță, tu ești primul pentru mine. Exact, important e ce va urma de acum încolo. Și să nu întreb niciodată nimic. Realitatea este că există mult mai mult din moment ce, iată, la 30 de ani, poți spune, mă simt mai tânără decât la 18. Asta e tot ce pot să vă spun. Tu ce zici, mai tău? Despre ce? Puteți să repeta întrebarea? Zi-mi ce vrei să știi, știi cum sunt aici, pitia. Fii atent, zi. Eu am întrebat, tu trebuie să răspunzi. Mai întreabă o dată, că sunt tâmpit. Chestia cu relația dintre bărbat, femeie. Fiecare și le știe pare lui, o singură problemă am. Dacă te-a bătut, lasă. Nu, cred că e mai simplu, dacă te-a bătut, bate-l, bate! Întâi îl bat și după aia îl lași, da? Eu nu știu cum e cu relațiile dintre bărbați și femei. După părerea mea, uneori bărbații devin violenți. Mie mi se pare că femeile suportă niște lucruri pentru că n-au de ales, nu și-au construit nimic, nu și-au făcut planul B, lucrează fără plasă ca nebunele. Ce spuneam la început? Și descoperă că mamă, 4 copilași și n-am nicio... Frate, decât să stau să vină bia, mai bia bărbat. Bărbatul bia. Bia. Nu trebuie să bia. Și dacă bia, bia împreună și ne uităm la televizor, nu trebuie neapărat să. Asta cu bătaia mie mi se pare îngrozitoare și super serioasă și foarte rea. Adică e o chestie pe care nu o suport nici povestită, mi se face rău. M-a întrebat de una zi un reporter de la un ziar care ar fi motivele pentru care divorțează o femeie. Păi odată, dacă... Trec, mie mi se pare, eu n-aș mai pune la socoteală. Nu. Ba iurea, ba da, le punem. Violența, pentru că multe femei rabdă din motivele asta astea. Violența ta, și umilință e... și înjurături. Asta e de la... Mă, dacă mi-a duce toți banii acasă. Dacă n-ai ce să vorbești cu omul de lângă tine, lasă. Asta m-a învățat pe mine o profesoară de-a mea de limba arabă. Femeie, dacă am întrebat-o, doamnă, dar de ce? Da. Păi zice, n-am avut nimic cu omul. Zice doar că nu mai aveam ce vorbi. Un om senzațional. Corect. Să te simți singur în doi. Da. E poate cea mai mare tristețe. Este. Dar este. Câte femei au puterea în România de astăzi să gândească astfel și să ia hotărâri astfel? Da, e dreptate. Pentru că realitatea e că sunt dependente. Poate emoțional, dar mai rău decât atât material. Material. De bărbații lor. Și să fiu foarte sincer, e o mare tristețe să descoperi că nu ai unde să pleci când vrei să pleci. E adevărat. E adevărat. Pe de altă parte, însă, dacă ești un pic înțeleaptă și asculți sfaturile a 3 femei care se adunară pe acest platou, poate nu din întâmplare, că fiecare lucru care se petrece pe lume stare un sens, lucrează cu planul B. Adică, bărbatul tău poate sau nu poate să-ți asigure banii de care ai nevoie, încearcă să faci ceva. Să-ți găsești un serviciu sau să faci o afacere cu murături. Ei, vezi, există sau și o comoditate în spatele căreia se mai ascund uneori femeile.
De ce să fac eu asta? Rolul meu e să cresc copii. E bine, atunci comoditate sau și teamă? Și teamă, și teamă, și teamă. Teamă. Poate că și teamă. Și au de ce să se teamă. Să nu încercăm să minimalizăm această teamă. Pentru că, într-adevăr, când ești aruncat în apă, trebuie să înnoți. Nu e simplu nici să înveți să înnoți. Nu e simplu nici să te descurci atunci să te când mai iei câte o gură de apă. Nu e simplu să ai moralul sus, pentru că altfel nu poți fi creativ. Închid bărbații, Andreea. Eu, personal, mi s-a întâmplat, da, dar probabil că fiecare femeie se întâmplă să întâlnească bărbați, nu știu, aflați la un nivel mai jos. Nu știu ce să spun din punctul ăsta de vedere, da, mi se întâmplă. Și asta poate și tocmai dintr-un considerent material. Faptul că eu nu am nevoie de nimic de la nimeni. Eu trăiesc civilizat, nu sunt o femeie bogată. Sunt o femeie care își permite să trăiască civilizat. Când spun nu sunt o femeie bogată, spun asta pentru că trăiesc într-un apartament de bloc de ani de zile, un apartament cu două camere, într-un cartier absolut normal și de un an de zile încerc să-mi împlinesc visul meu pentru familia mea, acela de a-mi construi o căsuță la munte, o casă de lemn și nu o vilă somptuoasă așa cum încearcă unii să o prezinte.